să discutăm cu dumneavoastră sărbătorii ziua de naștere. Așa? Așa? Mai dinainte de toate, cred că o să întâlniți să vă ofer acești trandafiri. Da? Nu spun cât sunt la număr, că să deja cunoașteți cât sunt la număr. Dar o să vă dau o întrebare, din partea cui credeți că vine acest buchet? Cine credeți că v-a transmis acest buchet? Așa? Ne spuneți cine, așa, pe nume? Igor. Marian. Corect. Sabrina. Și Marius. Germania. Acest buchet vine către dumneavoastră, o să vă rog frumos. Așa. Nu pot. Te stiezut, te viața am fost în spatele tău. Te poți. Ați încoace. Vă mulțumesc, domnul Gheorghe, tot la fel. Este pentru dumneavoastră. Mai avem acolo un coșuleț cu fructe. Însă nu în ultimul rând o să dau citire unui mesaj care vine către dumneavoastră. Îți mulțumesc pentru ceea ce ești și faci pentru mine. Știu că poate ar trebui să-ți spun mai des, însă tu știi ce e în sufletul meu și cât de mult te iubesc. Îți mulțumesc pentru copilărie fericită pe care am avut-o, pentru că nu am simțit greutăți sau nevoi, nu am știut ce înseamnă lipsa unui părinte, pentru că ați fost lângă mine la fiecare pas. Îți mulțumesc pentru că mi-ai vegheat adolescența, m-ai ținut să nu cad, vorbele tale m-au încurajat și m-ai elinat în momentele de neliniște. Tăticule, îți mulțumesc pentru că mi-ai arătat cum trebuie să fiu un bărbat iubitor, un soț devotat și un bărbat onest, cum trebuie prețuită familia și să sacrifici, trebuie să faci în viață pentru a fi împlinit. Iar când spun împlinit, nu mă refer la case și mașini, ci la acele lucruri pe care le ai, însă nu le poți cumpăra cu bani. Iubire și înțelegere în familie, respect, devotament și recunoștință. De ziua ta îți doresc sănătate și zile multe de la Dumnezeu. În sufletul tău să fie pace, inima să-ți fie voioasă, să te bucuri alături de noi, iar grijile să te ocolească la mulți ani. Deși suntem la mii de kilometri distanță, să știi că îți suntem aproape cu sufletul și cu gândul. Mulțumim, mulțumim frumos! Mulțumim, străiți! Cuvinte, da! Mulțumim, vă mulțumim în tot frumos! Mulți ani! Dacă aveți dumneavoastră, domnul Gheorghe, să transmiteți ceva în depărtare, puteți să le spuneți acolo ceva, pentru că vă asigur așteaptă. Igor, Mariana, Gheorghe, Sabrina și Marius, copiii noștri care sunt depărtare, sunt țară străină. Sunt departe de noi. Dar noi știm că ei ne iubesc și pe toți îi iubesc. De acolo tot e greu. Unii nu ne-am duci, problemele se duc pe umerii noștri. Și vă mulțumesc cu dumneavoastră că ați venit la casa noastră și la pragul nostru care are emoții, plânge. Ei, și să facem așa la 70 de ani. Dar în primul rând trebuie să bucuri că au ajuns așa. Mulți nu ajung la păr cărun. Asta e, noi plânge, tată. Plânge Germania. Vă mulțumesc frumos, străiți. Străiți toți care ați venit azi la noi. E sărbătoare, mă. Vorbiți și voi, vă fiți la cuvinte. Dar noi transmiteți din cortul noi, azi mâncăm și noi.